Revelionul 2013 va fi de neuitat, promit reprezentanții restaurantelor. Au pregătit pentru invitații un meniu special de zile mari în funcție de specificul restaurantului. Bucătarii muncesc de zor și pun la bătaie toată priceperea pentru a pregăti cele mai delicioase mâncăruri. În aceste zile este zarvă mare în restaurante, acolo unde se pregătesc cele mai bune mâncăruri care vor fi așezate pe masa de Revelion, astfel încât gazdele să-și încânte invitații. Restaurantul este cu specific sârbesc și avem sărmăluțele care sunt în foi de viță și în foi de varză la cuptor. Avem șalău care este un pește pe gustul tuturor, cu o salată la cârle specială. Avem la friptură mai multe sortimente de carne, pentru că la noi la restaurant se servește pe platouri și avem carne de miel, carne de purcel, avem veșalița noastră, avem cârnăciori și avem rulada de pui, care este specific sârbesc. Practic, ce ați pus în ea, în plescăviță? Se pune ceapă. Numai ceapă, atât? Ceapă. Și ce fel de carne se folosește? Este carne pregătită de năsări specială pentru plescăviță. Carne de vită. Petrecerea și distracția nu ar fi completă dacă gazdele nu s-ar ocupa și de muzică. Pentru a fi pe gustul fiecărui petrecăreț, restaurantele au propriile formații, iar noaptea de Revelion va fi presărată cu nenumărate surprize. Avem ca protagoniști pe Domnica Trop Găină și Cristian Popovici, un tânăr care promite foarte mult, un băiat deosebit, iar doamna este o profesionistă. Avem și alți invitați pe Carmen Cantonieru și alți tineri care sunt surpriza restaurantului. Azi e zi de sărbătoare, Boiană-i o oră mare, din plăcătii sate multe, ca să joace petrecute. Toate locurile din restaurant au fost ocupate, semn că severinenii s-au hotărât să se distreze pe cinste la trecerea dintre ani. Rețeta urmată de restaurant are toate ingredientele unei petreceri reușite. Meniurile vor fi copioase așa cum îi plac românului, cu ruladă de pui, vesaliță sau cârnăciori sârbești, băutura va curge din belșug, iar muzica va merge la suflet.